Rețeaua internațională EURES a publicat o serie de locuri de muncă în spațiul european în diverse țări și domenii de activitate. Oferta pe EURES este destul de bogată, deci pentru spațiul economic european. Avem 712 locuri de muncă vacante comunicate pe portalul EURES, pe țări din Austria 7 locuri, Belgia 1, Germania 51, Irlanda 13, Italia 220, dar aici mențiunea că o parte din locuri de muncă, de fapt, sunt în Marea Britanie, printr-o firmă italiană. Malta 310, Marea Britanie 16, Polonia 11, Cehia 70, Slovenia 1, Spania 4, Suedia 8. Meserile sunt diverse, deci în Austria ingineri, sudori, mecanici auto, tâmplari, lăcătuși mecanic. În Germania sunt atât în domeniul alimentației publice, bucătari, ospătari și așa mai departe, cât și în construcții și muncitori calificați și maestri, de asemenea și în domeniul electric sau canalizare și așa mai departe. În Irlanda se caută în special muncitori, dar de obicei înalt calificați pe mașini de comandă numerică în domeniul prelucrării metalelor. În Italia, asistenți medicali, infirmieri. În Marea Britanie, lucrători în pepinieră, tâmplari. În Malta, personal de curățenie. În Cehia, prelucrării metalice și domeniul auto. În Spania, matrițieri mase plastice și operatori turnare prin injecție mase plastice. Pentru găsirea unui loc de muncă în spațiul european se accesează portalul mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă EURES cu adresa www.eures.anofm.ro. Locurile de muncă afișate pe acest portal sunt verificate de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă și girate de Comisia Europeană. Locurile de muncă publicate pe rețeaua EURES sunt destinate tuturor cetățenilor europeni. Pentru accesarea unui asemenea loc de muncă, cetățenii interesați vor trebui să contacteze consilierii EURES din fiecare agenție locală de ocupare a forței de muncă. La Roman, aceasta este plasată în strada Olteniei.